Salutare, oameni buni, și bine ne-ați găsit la interviul pentru speranță cu domnul Gabriel Stan din Brașov. Domnul Gabriel este artist plastic și scriitor și este un om de o sensibilitate magică. Domnul Gabriel, prima întrebare, intrăm direct în subiect. Cum v-a schimbat viața de zi cu zi acest virus, această traumă care este peste noi? Dintr-un punct de vedere, bineînțeles că mă influențează și pe mine, cu toate că eu am acum mai mult timp liber să lucrez și chiar lucrez, pictez și profit de faptul că nu sunt deranjat, pentru că întotdeauna când lucrez îmi închid telefoanele și încerc să nu răspund la nicio provocare. Normal. Bineînțeles că ne va schimba viața la toți și ne va schimba viața la toți. Eu nu vreau să comentez despre coronavirus pentru că sunt tot felul de păreri și de opinii și nici n-am expertiza medicală, dar cred în momentul în care medicii spun un lucru, eu cred foarte mult în profesiunea medicilor. Medicii au cea mai nobilă profesie și sunt acum sacrificați, sunt în linia întâi. Da. În schimb, tipul ăsta de război, care e, după opinia multora, și un război psihologic, și un război financiar, și un război de biologic, dacă vrei, ne plasează într-o lume apocaliptică. Noi trăim acum timpul pe care îl trăim, trăim ceva comparativ cu ce s-a întâmplat în Gomora și Sodoma. Este, dacă poți să privești lucrurile dintr-un plan teologic superior, este ca o pedeapsă. Și de ce pare ca o pedeapsă? E ca o pedeapsă. Și de ce cred eu că s-a mâniat Dumnezeu și are dreptul să se mânie pe noi? Pentru că noi, de exemplu, am uitat de jubileu. Nu știu dacă știi ce înseamnă jubileu. Bineînțeles. Jubileu e numai o aniversare de 28, de 30, o aniversare de 50 de ani. Dar ce se întâmpla când era jubileu? Ogoarele erau lăsate și toată recolta era lăsată pentru animale și păsări. Oamenii erau iertați de datorii. Deci era un an de refacere. Era un ciclu. Da, de refacere și un an de pauză. Lucrurile erau așezate și aveau o... Asta e o lege a naturii, jubileu. Deci e ca duminica, trebuie să ai un an, la un moment dat, în care faci pauză. Ori noi acum, indiferent că am vrut sau n-am vrut, suntem într-un astfel de jubileu în care descoperim că chinezii văd și ei soarele, că nu-l mai vedeau din cauza smogului și a poluării, aerul la București e ca la Sinaia, că există și beneficii, apa se poluează mai puțin și așa mai departe. În orice rău e și un bine. Dar vezi, noi lucrul ăsta trebuia să-l facem dintr-o voință umană, dintr-o decizie a noastră. Acum suntem cumva obligați spre binele ăsta colectiv, în timp ce avem o spaimă teribilă față de moarte. Că asta e ceea ce înspăimântă și ceea ce sperie pe foarte multă lume, frica asta. Și o frică motivată, pentru că nu e o frică de moartea ta. Omul, de când se naște, spunea Camus, este condamnat la moarte. Deci noi toți suntem muritori și știm că într-o bună zi ne vom duce în alt univers sau în altă parte. Mă rog, fiecare... Este singura noastră certitudine, moartea, nu-i așa, domnul Gabriel? Este o certitudine, într-adevăr. Și este, de fapt, o trecere. Moartea e o virgulă, cum spunea Victor Hugo. Nu e un punct. Deci moartea e o trecere spre altceva. Dar ceea ce ne înspăimântă
tragedia colectivă este faptul că vorbim de moartea vieții. Deci nu mai vorbim de moartea lui X, a lui Y, și lucrul acesta este apocaliptic. O schimbare de paradigmă. Da, imaginea asta. Bineînțeles, va fi și o schimbare de paradigmă. Din toate punctele de vedere, lumea se va schimba. În primul rând, vor trăi acest duș rece al fricii față de moarte. Fiecare își va reconsidera existența. Cei cu foarte mulți bani vor descoperi că banii lor n-au niciun fel de valoare în fața morții. Și bineînțeles că oamenii poate că vor învăța, poate că va da Dumnezeu, ne va da mintea românului de pe urmă, cum spunem noi, să învățăm ceva și din răul ăsta și să impunem noi, nu o oră să nu aprindem lumina, ceea ce e un fleac, să ținem măcar o jumătate de an, un an, o astfel de stare de curățire. Avem nevoie de curățirea asta a planetei, pentru că altfel nu muream de virus, muream de poluare. Păi, toată povestea dumneavoastră mă duce la următoarea întrebare. Mi-e foarte dor de strada Postăvarului, Galeria Cronart, locul dumneavoastră magic. Acolo, loc în care vorbeam foarte mult despre suflet. Introspecție. Cum credeți că ne va schimba sufletește toată trauma asta, acest virus? Că nici nu-mi place să pronunț coronavirus, sună groaznic. Corona sună groaznic din mai multe puncte de vedere. Nu știu cine dă denumirile astea. Chiar sună apocaliptic, domnul Gabriel. Coronavirus. Parcă chiar ar sugruma cumva. Corona e un atac asupra numelui cetății Brașovului. Honterus, harta lui Honterus era Corona, scria Corona. Bine. Corona, nu Kronstadt. Nu. Corona era numele vechi al cetății. Corona. Dar și Corona de la coroană. Vorbesc și corona, de simbolul. Corona e alt simbol. Ori aici cei care au botezat. Știu povestea Brașovului. Au aruncat, de fapt, în derizoriu acest cuvânt care și avea frumusețea lui. Da. Ori e un atac manipulator, așa ca și cum a fost și cu Isis. Isis era zeița naturii. Nu e neapărat Daeshul acela, nu-s nebuni aia care vor să își facă ei dreptatea lor. Deci sufletește, domnul Gabriel. Cum ne va schimba, cum va fi schimbată paradigma noastră ca oameni și felul de a vedea lumea în viitor? Păi vom scăpa, pe semne că vom scăpa de frica față de moarte și ne vom organiza altfel viața și ne vom reconsidera raportul între noi și natură, între noi și Dumnezeu. Și ceea ce mi se pare mult, mult mai important și poate că asta va fi salvarea noastră, ajutorul lui Dumnezeu. Deci eu cred că România va avea protecție, a avut întotdeauna o protecție specială și va avea binecuvântarea lui Dumnezeu și are binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că aici sunt isihași, sunt oameni care se roagă permanent și sunt credincioși adevărați. Și sunt oameni cu Dumnezeu și fără Dumnezeu nu o să putem trece prin vremurile astea. Aduți aminte ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora, pentru că la un moment dat acolo devenise lege, nu? Toată demența aceea, toată pervertirea sexuală era lege, iar când Lot și-a trimis fetele și a zis: culcați-vă cu fetele mele, dar nu pângăriți pe musafirii mei. Ei n-au ținut cont, ghinionul lor că musafirii erau niște îngeri trimiși, niște trimiși ai Domnului. L-au salvat pe Lot și fiicele. Ori cât timp există un credincios, Sodoma și Gomora n-au fost distruse. Și sunt convins că la fel se va întâmpla și cu noi. Cât timp vor fi oameni cu Dumnezeu,
o să scăpăm de... Și poate că acolo unde sunt mai mulți oameni care se roagă, or să fie mai ușor de trecut pentru toată lumea. Deci o întrebare practică. Oamenii se uită, vor răspunsuri simple și întrebări simple. Ce este sufletul, domnul Gabriel? Cum ați definit dumneavoastră această entitate? Toată lumea vorbește de suflet, dar cum ați defini-o dumneavoastră? Cum ați definit dumneavoastră sufletul? O să-ți dau o explicație a unui om pe care îl respect, care nu mai este și de la care am învățat multe. E vorba de Costel Ionescu, director al editurii și al revistei Astra, și care folosea în scrierile lui suflet, cratimă, spirit. Și la un moment dat l-am întrebat de ce nu spui suflet și vorbești de suflet și de ce vorbești de spirit și separat. Pentru că oamenii așa gândesc și încurcă, foarte mulți încurcă când vorbesc de spirit, cred că vorbesc de suflet, când vorbesc de suflet, cred că vorbesc de spirit. Sunt două... Care e diferența? Diferența e fenomenală. El a luat un pahar și un ban și mi-a arătat foarte simplu cum Dumnezeu a pus în somatic, a spus așa, uite, vezi, a pus în somatic, deci în corpul omului, a pus un ban. Banul ăsta are două fețe, pe o parte e sufletul, pe o parte e spiritul. Dar banul are o singură forță, deci o singură forță, dar cu două fețe. Și noi avem în anatomia noastră interioară, secretă, magică, dacă vrei, avem sufletul care se referă la gândirea emoțională și care este cumva plasat, după părerea mea, în partea dreaptă a omului, pentru că aici sunt relațiile noastre cu oamenii din jur. Aici sunt păcatele pe care noi le putem face celor din jurul nostru, să fim violenți, să îi pervertim, să îi furăm, să îi mințim, să îi invidiem. Deci mâna dreaptă e legătura noastră cu ceilalți și păcatele astea sunt mult mai ușoare, chiar dacă par grele, și sunt cumva iertabile față de păcatele care le faci cu partea spirituală, care e mâna stângă și care se ridică spre Dumnezeu, pentru că când nu respecti duminica, o zi de odihnă, când iei în derâdere lucrurile sacre, când nu ai un Dumnezeu, când te închini la idol fals, încalci, de fapt, sunt păcate împotriva Duhului Sfânt și sunt de neiertat. Sunt mult mai grave păcatele astea decât celelalte, pentru că sunt direct împotriva lui Dumnezeu. Ori noi nu mai ținem cont nici de ritm, nici de duminică, noi nu mai ținem, încercăm, vrem să ne îmbogățim, vrem să facem bani, muncim într-una și bineînțeles că picăm în nas la un moment dat, că nu, fără ritm nu putem supraviețui. Ori sufletul și spiritul, deci trebuie înțeles, deci spiritul este ceea ce înseamnă partea legată de IQ și Occidentul are această dezvoltare a spiritului până la nivel de academie și vorbim de filozofie și de știință și de lucrurile extraordinare pe care le-a dezvoltat Occidentul și se leagă strict de spirit, dar la ei putem găsi pe partea banului cu suflet putem găsi mizerie, rahat, sânge. Ori vii în România și te duci la țară și dai de oameni cu sufletul de aur, care îți pun totul pe masă, dar n-au decât 4 clase primare și sunt ușor de manipulat, pentru că spiritual ei n-au... N-au deci omul de aur, după teoria lui Costel Ionescu, ar trebui să fie cu două fețe, și cu sufletul, deci și cu EQ-ul de aur și cu IQ-ul de aur. Aici, ceea ce văd, domnul Gabriel, ceea ce înțeleg e, în toată povestea dumneavoastră, e o legătură strânsă între vibrație și armonie. Spuneți-mi, cum definiți dumneavoastră
această legătură între vibrație și armonie? Pentru că ai nevoie de ambele. Păi vibrație suntem noi înșine, noi suntem niște ființe de lumină, suntem lumină. Omul, și eu asta o spun ca pictor, omul în frumusețea lui, în existența lui și orice ființă vie are o anumită energie, o anumită luminozitate, e sesizabilă. Eu am descoperit asta când am fost la mormântarea unui unchi de-al meu și mă uitam la mâinile celui decedat și acolo era obiceiul să se pune așa în jurul coșciugului, se puneau multe lumânări pe un fel de suport, de jur împrejur și mâinile lui absorbeau lumina. Și asta era, pentru că pe mine m-a interesat, eu citisem tema asta lui Jericho când a pictat Pluta Meduzei, cum să pictezi să se vadă că e un cadavru și cum să pictezi un om care să se vadă că e viu. Deci o temă grea în pictură. Da. Și atunci am înțeles, de fapt, în biserică, în fața acestui unchi pe care l-am iubit și el ne iubi foarte mult, pe nepoții lui, că, de fapt, mortul absorbe lumina. Omul viu dăruiește lumina. Noi suntem ființe de lumină cântătoare. Lumina e ceea ce vibrația care pleacă dincolo odată cu sufletul și spiritul. Ceea ce rămâne aici este partea materială. Și armonia? Armonia trebuie înțeleasă de toată lumea printr-un lucru foarte simplu. Armonia înseamnă două limite. Deci dacă iau roșu și verde, sunt o primară și o complementară. Dacă iau bătrânețea și tinerețea, sunt două limite. Dacă iau orice extreme și încerc să le aduc, dacă iau bărbatul și femeia, sunt două limite, două extreme. Ori armonia înseamnă uniunea, legătura între aceste două limite. Asta e armonia, asta face arta. Asta e rolul artei, de a ne aduce, și asta face și muzica, asta face și pictura, și cuvântul, atunci când e poezie sau literatură, armonizează, leagă lucrurile în diverse nuanțe, în diverse forme intermediare. Și dacă vorbim despre vibrație și armonie, ce vedeți pozitiv că iese din toată lecția asta pe care o învățăm acum, cu această situație, cu virusul, cu închisul în casă, cu lipsa de comunicare, statul pe internet? Ce poate ieși pozitiv? Pozitiv s-ar putea să iasă în momentul în care vom înțelege că, de fapt, noi cei care ducem un mort la cimitir trebuie să înțelegem că, de fapt, doliul și suferința și durerea trec prin noi. Nu noi trecem prin ele. Nu noi trecem prin moarte. Nu noi trecem prin durere, când avem durere, când avem suferință, când plângem. Durerea trece prin noi, moartea trece prin noi. Acum e un moment de conștiință, că vorbeai de schimbare de paradigmă, în care vom descoperi această trecere a panicii, a fricii, a morții, a durerii, a suferinței, care va trece, va lăsa, bineînțeles, urme, ca orice vor rămâne cicatrice, vor rămâne și în plan psihic și în plan, din toate punctele de vedere, vom fi marcați de această trecere, dar fără trecere nu există salvare. Fără moartea asta inițiatică nu ajungi, n-ai cum să ajungi să te salvezi, să te mântuiești. Și dacă ar fi să folosiți un cuvânt de speranță, pentru că e bine să vorbim de speranță, oamenii asta caută, ce cuvânt ați folosi? Dumnezeu, nu există alt cuvânt, Dumnezeu. Și noi avem dreptul să folosim acest cuvânt, pentru că după ce a venit Iisus, am avut și numele Lui, Iisus Hristos, am avut numele Lui Dumnezeu, pentru vechi evrei,
nu era secret, era o taină numele, deci am primit numele, am primit și chipul, am primit și identitatea. Ori asta e identitatea, asta ar trebui să fie identitatea pe care noi trebuie să ne-o asumăm, identitatea cristică, pe care poporul nostru are. Oare cumva genetic e o binecuvântare, e o taină pe semne, cu Fecioara Maria, cu credința noastră, cu lipsa noastră de frică, aduți aminte de daci. Că dacii râdeau când se duceau. Da, erau pregătiți pentru moarte. Pregătiți am pentru avut moarte, dar societatea, asta, da, am avut occidentală... Am avut experiența asta a morții și pot să spun că nu există o stare mai extraordinară. Dacă oamenii ar ști, cred că s-ar duce toți, s-ar sinucide cât de bine este dincolo. Am auzit deci, o stare de liniște, mi-a spus cineva nu care a fost în moarte clinică. Ei, eu am fost, eu am trecut, eu am avut experiența asta, eu am scăpat de frica de moarte de până la 17 ani, când de fapt m-am și apucat de pictură. Și am certitudinea existenței vieții de dincolo. Deci nu sufletul și spiritul nu sunt materiale și nu rămân aici. În momentul acesta, domnul Gabriel, lumea stă în case, stă pe televizor, pe internet. Dumneavoastră sunteți scriitor. Ce carte ați recomanda oamenilor de acasă? Pentru că a citi, și sper că oamenii se vor întoarce la a citi, e ceva foarte important. Se dezvoltă creativitatea, e o chestie legată de suflet, nu? Ce carte aveți în minte? Poate m-a luat așa prin surprindere un pic. Nu. Ar trebui să citească ceea ce citești, ce încerc să și vei citești și eu într-una, pentru că sunt 7 niveluri de înțelegere al Bibliei. Ar trebui să mai citească Biblia din când în când. E o carte pe care o poți citi liniștit toată viața. Sunt multe taine acolo. Și la sfârșit de poveste cu dumneavoastră, domnul Gabriel, aș vrea să transmiteți un mesaj celor din Brașov, celor din România și mai ales la românii din străinătate, mai ales de cei din Europa, Statele Unite, Canada, Italia, Spania, Franța, Anglia, Germania, un mesaj de la un om cu suflet, un om sensibil din Brașov. În mijlocul morții, în mijlocul dezastrului, dacă l-ai pe Dumnezeu cu tine, treci ușor de orice. Mulțumesc din suflet, domnul Gabriel, și abia aștept să treacă toată povestea asta, să ne putem întâlni din nou la dumneavoastră pe strada Postăvarului la Cronart, să vorbim mai mult despre suflet și despre calitate umană și despre speranță. Mulțumesc din suflet! Și eu vă mulțumesc și vă aștept cu drag. La revedere! La revedere!